Hei, salut! Sunt Răzvan Dragoș și joc Alba Neagră cu România, pământ srilankez. Aparent, nu dacii au fost primii în România. Îmi pare rău să vă dezamăgesc. Nici măcar ungurii îmi pare rău să îi dezamăgesc. Primii cetățenii care au populat aceste meleaguri au fost srilankezii, dar românii au mușamalizat acest adevăr istoric, cum au făcut și cu altele. De aia nu îi înghițim pe srilankezi că au fost primii aici și noi avem o problemă cu oricine care își proclamă întâietatea pe pământul strămoșesc. Vezi, ungurii? Și iată că srilankezii încep să revină încet la pământul mamă. Prima dată au fost celebrii srilankezi din Ditrău. Apoi am aflat că McDonald's România vrea să angajeze srilankezi. Apoi, odată cu pandemia, am aflat de cei 50 de srilankezi de la fabrica de confecții din Focșani care s-au infectat, săracii. Iar acum am aflat de cei 36 de srilankezi din Botoșani care au fost abandonați în aeroportul Otopeni. Srilankezii botoșăneni sunt mai tari decât restul srilankezilor din România, pentru că au reușit să trezească sentimente patriotice în sufletul Violetei Alexandru, ministrul muncii. Auzind că niște compatrioți sunt la ananghie, Violeta Alexandru s-a activat rapid și în cel mai scurt timp s-au găsit 6 companii care să le ofere de lucru fraților noștri. Una dintre firme i-a și angajat. Bravo 10! Felicitări pentru implicare și promptitudine! Problema mea e alta. Înțeleg că doamna Violeta Alexandru știe că srilankezii au fost primii în România și de aia a sărit atât de rapid în ajutorul lor. Dar, fără să fiu rău, cu românii srilankezi ce facem? Ce facem cu cei 350.000 de români srilankezi care au rămas fără un loc de muncă în timpul pandemiei? Se pot găsi la fel de rapid niște companii care să-i angajeze și pe ei? Poate n-or fi srilankezi jet by jet, dar există și ei prin țara asta și nu cred că i-ar încurca niște bani. Ce facem cu cei peste 1 milion de români srilankezi care sunt șomeri? Putem să-i ajutăm și pe ei cumva? N-or fi srilankezi pur sânge, dar poate s-o găsi ceva de muncă și pentru ei. Mă gândesc că nu i-ar jena niște bani. De asemenea, ce facem cu cei peste 900.000 de români srilankezi aflați în șomaj tehnic și care nu se știe dacă vor mai avea un loc de muncă? Avem ceva planuri și pentru ei? Chiar dacă nu sunt srilankezi din tată în fiu și mamă în fică? Sper că n-am deranjat prea mult cu întrebările mele, dar ca român srilankez mă măcinau. Vă doresc o la revedere frumoasă. Sau cum s-o zice în srilankeză.